Păi, tu îți dai seama ce o să fie, mă, în secția cu casa aflat că tu ești portar? Tu îți dai seama că m-ai făcut de râs? Te-am făcut de râs? Bă, tânțico, dar tu când erai bodyguard, mă, mi-era rușine cu tine, mă? Mi-era rușine mie cu tine, mă, din potrivă. Eu te rugam, pune-ți, bă, și tu uniforma aia de bodyguard să ieșim și noi, să ne vadă lumea, să, bă, creștea sufletul, bă. Păi stai, ia stai mă puțin. Ia stai-mă puțin, că eu n-am înțeles. Noi ce facem acum? Comparăm bodyguard-ul cu portarul, mă? Păi tu știi ce trebuie să facă un bodyguard? Tu știi câte filme s-a făcut, mă, despre după meseria mea? Și ce, mă, cu portarul nu s-a făcut? Păi vorbim de portar de fotbal acum? Dar de ce să vorbim despre ei? Ce au ei? Au bani! That you're not just a piece of plastic. So finally it's working out, this is fantastic. Băi, ce fă? Băi, ce? Băi, tânțico. Ce vrei, mă? Băi, tu să mai aduci aminte că noi filmul ăsta, Bodyguard, l-am văzut împreună? Dar era de mult, mă. Și tu erai... Nu erai așa de prost. Băi, tânțico, haide-mă să nu ne mai certăm, mă. Hai să... Păi atunci... Îmi pacă, mă. Zici tu? Zic eu. Ce faci? Ce faci, mă? Te împac? Păi așa te împac eu pe tine, mă, nu tu pe mine. Păi ce vrei să fac, mă? Să-mi cumpere o floare, na? Bă, tânțico. Deci eu în acest... am străfulgerat așa dintr-o dată. Eu observ că între noi nu mai există nicio legătură, mă. A, bravo că ai observat. Deci nu mai avem nicio comunicare, mă. Deci nu, nicio comunicare între noi. Da. Absolut niciuna. Constatare bună. Da. Și deci tu ce propui să facem? Deci dacă nu s-a tăiat, nu, ce facem? Să degajezi. Da? Sau eu să ies? Așa. Deci eu din clipa asta, ăsta este patul meu și nu mai te primesc în el. E patul tău, da? Adică, deci, bun, și fii atentă, nici eu nu te mai primesc de acum în ce e al meu. Gata, s-a încheiat. E, da, tu ce crezi că... Că eu mă străduiesc, mă, fac, bravo, bă. Gata, bă, m-am făcut, deci cred că mie mi-a fost... Eu cred că eu mie mi-a fost ușor, mă, să mă scălăm, băi, să cânt ca aia, de așa. Bine. La ușa, bă, ce glume sunt astea, mă? Doamne, pu-pu, ieși, că trebuie să-mi iau haine să plec la serviciu. Să-ți iei, mă, nu-ți iei nimica și unde să zici? Asta e dulapul meu. N-ai zis tu aseară că să împărțim fiecare ce-a avut? Că patul e al tău și nu mă primești în el? Dulapul e al meu și nu te primești nici în el. Bă, poate te închid cu cheia. Băi, Andrei, cum? Fii atent, n-ar fi o idee, mă, să mergem cu toții la film astăzi, a? Ce zici? Ba, tata, dar nu azi, că trebuie să mă duc la Mara, a venit Sandu să o dea afară din casă. A, nu înțeles, alt film și acolo, a? Da. Lasă, că mergem altă dată, du-te unde ai treabă, fugi. Nu te super, da? E, nu, mă, super, mă, lasă, fii. Dacă ai nevoie de ceva, mă suni, da?
Da, da. Așa, bun. Sună-mă că eu mă culc. Acum mă culc. Pun pe silent. Dacă îl pun pe silent, nu mai am pe băiatul ăsta. Să-mi dea și el mesaj. Bă, dar eu nu citesc mesajele. Georgiana! Băi, Georgiana, haide mă, vină încoace puțin! Da, tată. Ce faci, mă, de ce vii așa de greu? Mă uităm la un film. La ce? La televizor? Da. Vrei să mergem la un film, la cinematograf? Da, mâncăm și popcorn. Vrei? Mâncăm, mă, ce vrei tu. Hai, mă, iau-te, bă, că mi-am găsit cu cine să merg la film. Auzi, hai că... Când mai am un bilet la film acum? 25 de lei. Dar ce film era la televizor? Gica, că nu e ziua lui. Să trăiască așa, în general? Știu. Păi și atunci de ce facem atâta risipă? Punem mese, ridicăm mese, cântăm la mulți ani? De ce? Vă anunț pe această cale că domnul subinspector Popa este din nou unul dintre ai noștri cu scuzele de rigoare. Aplaudați, măi! Domnule subinspector Popa, în calitate de șef al acestei instituții și, bineînțeles, cu aprobarea Ministerului, vă anunț că, din acest moment, faceți parte din nou dintre noi. Doamnă inspector șef, dar cum rămâne cu banii pe perioada asta? Asta e chestia, adică eu... Mă ocup personal. Foarte bine faceți. Și nu-ți convine. Da. Lezarea care mi s-a produs mie nu poate fi pansată cu trei pișcături. Opa, nu întindi coarda. Doamnă, coarda unii o sar, alții o întind, alții mai au și alte gusturi, deci... Pe scurt, și vrei. Doamnă, am și eu dreptul la o pretenție, așa e? Ia. Da, bun. Deci, vreau să vină și să-mi cânte și mie aici, la locul de muncă, fata mea, care să mă bucur și eu de succesul ăsta al reîntoarcerii, ca să zic așa. Păi cum, sună? Să vină. De, nu, că dacă o sun eu, nu vine. Și așa că trebuie să o sunați dumneavoastră. Atenție că e căpoasă și eu vreau ca această cerința mea să se și îndeplinească. Bună ziua, domn procuror! Bine ați venit pe la noi! Nu cred că vă auzi mai tare. Bună ziua, domn procuror! Bine ați venit pe la noi! Mai țipa, mă, că am auzit. De ce e supărată? Nu supărat, domn procuror, că a fost la o primire, am făcut. Eu dacă știam mai din timpul chema și fanfara militară, eu vă spun. Salut, mangică, de ce ești, mă? De ce nu te bucuri? De ce să mă bucur? Păi, ai fost reprimit în poliție. Ei, da, dar eu tot nu înțeleg ce, cum, deci, nu, eu... Lasă-mă că ți-i explic eu. Da, mă, eu până mi-ai explicit un moment, eu tot sunt aricit așa, am... Da. Băi, lăsați-o, procuror, mă ocup eu de dânsul, că pentru oricine ar fi fost așa un șoc, dar apoi pentru dânsul, așa un suflet sensibil. Știți, mă ocup personal. Vai, domn procuror, da, n-am știu că sunteți așa de amabil și așa de drăguț. Vai, de mine, șefa, dar știți cum e prin particular? Deci să de mâță, mori, calzi, pe loc. Este, a, șefa, fii atentă, îți vând un pot. Este holtei, ca să zic așa. A, șefu, fii atent că șefa este holtei. Cred că ai luat-o... Dacă iese vreo scânteie... Cred că ai luat-o pe ulei. Hai, cred că nu s-a consumat destul, na, Vasile, da, sunt da, sincer. Da, da, da. E bun, e caz? Bună ziua, bună ziua. Ce-a făcut ceva? Ia uite cine a venit, ia uite fata lui tata. Ce păș! Ia uite, ai văzut, măi, că a venit. Mă bucur mult pentru tine. Mersi, mersi, mersi. Dânsul cine e? Liviu, le tata. Bună ziua, Liviu, pare bine. Și Andrei unde e? Andrei n-a putut să vină. Dar el a putut? Da. Bună, ne-am asigur. Da.
fost. Ia fii atent aici. Deci pe noi ne-ați impresionat, e clară treaba. Am fost publicul impresionat la lacrimi, s-a văzut. Deci fii atent. Dacă vrei să o dai pe fata aia pe spate, trebuie să-l dai pe tasul mai întâi, pe la micuțul. Eu vreau puțin să zic ceva la ureche, că ești prea mărică, așa. Deci, decât Dolănescu. Dolănescu? Dar n-am cântat Dolănescu, habar n-am. Păi nu te speria, că așa cu simplitate, cu talent frumos, cum ai cântat până acum, se poate. Hai că-ți fac și eu o scenuță, dacă vrei să urci, să te vadă. Nu, că ești din altce, dragul, te mai urci. Haide, ia, liniște, Gargaracio, cu mic că programul artistic din această seară nu s-a sfârșit. Vă rog, colegi, să ascultăm frumos. Surpriză! M-am născut între Carpați, la poale de munte, într-o casă cu mulți frați și cu doruri multe. Mă, nu e bine. Născut între brați și faci, la poale de munte. Ce faceți, domnule, aici? Vă distrați? Poliția română